De îndată ce se malaxează lutul, se aduce imediat pe masa celor care confecționează coame, la fel cum se face și în principiu pentru țigle. După cum vedeți, matrița aceasta are o formă semi-elipsoidală. Este, să spunem, forma în care stă singură această coamă, lutul, după ce se extrage matrița din el. Singura formă, de fapt, după care ar sta, pentru că este confecționată după teoria lănțișorului lui Gaudí. Este o invenție care se folosește și în mod empiric, fără să ca meșterii să cunoască acest lucru în domeniul confecționării coamelor. Ei mai glumesc spunând că, de fapt, forma vine de pe piciorul femeilor pe care îl matrițau, de fapt, în trecut. Are o formă, sigur, inspirată și după formele umane. În vârf se pune un mic cioc, are un rol decorativ de cele mai multe ori, se numește cocoș. Eu cred că el provine de la ciocurile olanelor, care seamănă foarte mult cu coamele și care au un rol funcțional, se agață pe lați, puse invers, dar pentru coame nu are încă un rol, dar meșterii încă îl fac. Și odată confecționat, se pune la uscat, la fel ca și țiglele, după același procedeu. Montarea acestor coame se face cu cuie metalice și de aceea se și face o gaură acolo unde trebuie bătut în laț coama, pentru că altfel ar lua vântul. Există și modalitatea de a le monta umed cu mortar, dar este mai puțin eficientă.